seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit în seara de deschidere a cele de-a treia ediție a stagiunii estivale a artelor spectacolului SIS 2024. Avem plăcerea să și bucuria să organizăm acest eveniment pentru toți constanțenii și pentru turiștii care sunt la Valul Mării în această perioadă. Anul acesta avem 40 de evenimente. Bine, a venit special de la Piatra Neamț pentru spectacolul de din această seară, pentru spectacolul de mâine seară Ierbar, al lui Radu Afrin. Ne bucurăm că se organizează acest eveniment la Constanța. Mulțumim Teatrului din Constanța, organizatorilor, și sperăm ca verile să fie în continuare colorate de astfel de evenimente artistice, de teatru, de muzică și de multă voie bună. Mulțumim foarte mult! Când asta în mod constant, cred că o să se aprinde niște beculețe pe aici mai mult de pe hartă. O adevărată bucurie pentru Constanțeni. Fabulos! A fost o experiență extraordinară. Minunată! A fost un spectacol foarte bun. Este o experiență inedită, plăcută. Chiar mulțumesc organizatorilor că aduceți cultura la Constanța. Păi și cu siguranță să mai revenim. Și în anii viitor, dacă se va mai organiza. Excelent, ca în fiecare seară. Este o cultură de atmosferă. Sper cum ar trebui să fie într-un oraș cultural. Mă bucur să văd atât de multă lume, tineri și oameni mai în vârstă. Mă bucură foarte tare. Ne face pe noi spectatorii să visăm și să ne dorim mereu mai mult și mai frumos.
unul foarte simplu. La început, la deschiderea stagiunii estivale, am avut alături de mine reprezentanții autorităților, președintele Consiliului Județean, reprezentanții ai partenerilor oficiali, reprezentanții ai sponsorilor. Pe parcursul acestei stagiuni am dat mult prea multe interviuri și din păcate am și, nu refuzat, dar am încercat să evit o serie de interviuri, pentru că la un moment dat devenise cumva festivalul Ervin Simpson reflectat în presă. Și pur și simplu mi-am dat seama zilele trecute că poate dumneavoastră, într-o oarecare măsură, nu aveți o imagine a ceea ce înseamnă echipa care construiește acest eveniment. Pentru că și aici este doar o mică parte din oamenii care au pus umărul la construcția acestui eveniment, pentru că nu am reușit să-i aducem pe toți, dar ei sunt oamenii SIZ, ei sunt cei care fac SIZ să se întâmple, care au reușit să construiască acest eveniment și aș vrea să-i vedeți foarte bine, să-i cunoașteți și copii, haideți în față și voi un pic, că stingem noi lumina, lasă că vă trimit repede ca să fiți aici și pur și simplu să știți că eu o să vi prezint fără să trec prin, fără o ordine anume, pentru că vreau să știți cine sunt oamenii și o să iau pur și simplu așa în ordinea numelor de pe tricou. De aici, de lângă mine, Alina, care este consultant artistic și omul de bază în legătură cu presa și comunicatele și multe, multe altele din partea de organizare. Doamna Podac, care este administrator și s-a ocupat de foarte multe lucruri logistice în cadrul stagiunii estivale. Doamna Detu este directorul de resurse umane și a fost unul din oamenii de bază la tot ce înseamnă contractare. Pe lângă Monica, cea care este colega noastră de la juridic, care astăzi și-a luat o zi de concediu, are copii, duși la școală și a avut nevoie și o zi liberă. Izabela, colega noastră care se ocupă de achiziții și a fost în plin toată această vară. Urmează colegii noștri, o parte din colegii noștri de la tehnică. Iau așa Bibi, care este omul nostru absolut de bază la lumini, colegul nostru de la Teatrul de Stat, care a și coordonat tot ce înseamnă echipa de luminiști în acest festival, nu doar ai Teatrului de Stat, columiniștii Teatrului de Stat Constanța, dar și colegi invitați din alte teatre. Adrian, invitat de la Teatrul Metropolis din București, colaborator pe acest proiect. Justin, am zis corect, de la Teatrul din Galați, la fel pe lumini. Lucian, colegul nostru de la Teatrul de Stat Constanța. Băi, ridicați și voi o mână, că poate lumea pierde așa să vă vadă așa. Rareș, pe sunet, sunetist aici, din Constanța. Din păcate n-am reușit să-l agățăm, că nu știu ce are, chestii din astea ciudate, trebuia să dea la facultate și nu știu ce e în capul lui. Așa, dar acum termină liceul și a terminat liceul și a fost și anul trecut în echipa de tehnicieni. Tudor, care este actor, dar a fost un foarte, foarte bun organizator și coordonator de trupe în perioada aceasta. Merg mai departe de acolo, din colț, Răzvan. Cumva el ne-a ajutat foarte mult pe sunet în această perioadă, este IT-ist și știu că nu e ceea ce te definește, dar pentru noi e important ceea ce înseamnă familia ta pentru cultura din Constanța. Este fiul regretatei actrițe Diana Cheregi, o mare actriță a Teatrului Constanțean și mă bucur mult că Răzvan a venit și a fost alături de noi în acest proiect. Nu știu dacă între tine și Andrei mai e cineva, poate doar dacă îi spun, nu? Nu, că nu văd. Andrei Dermegiu, regizor tehnic al Teatrului de Stat Constanța, coordonator pe echipele tehnice. Teo, sunetist, tot la fel importat de la Teatrul din Galați, colaborator pe acest proiect. Pe urmă, tinerii voluntari pe care eu nu cred că îi știu foarte bine, au fost, o să vedeți, 60-70 de voluntari în festival până la urmă. Aici sunt, cred că, 5 dintre ei, că am insistat să vină câțiva să-i vedeți ce tineri și frumoși sunt, dar nu o să știu să vă spun pe numele mic la fiecare și îmi cer scuze pentru asta, așa că dacă ridicați doar mâna și vă prezentați voi, v-aș fi recunoscător. Lara? Tare! Ok, Teric, da? Teric Costescu. Pare bine, Teric? Ștefan. Ștefan. Eliza. Mai tare. Eliza. Eliza. Andrei.
și Andrei, ei sunt doar 5 din mulți tineri care au fost implicați în organizarea festivalului. Mai departe avem pe Diana, colega noastră regizor, regizor al Teatrului de Stat Constanța, care în perioada sizului a fost responsabilă, printre altele, cu tot ce înseamnă coordonarea printurilor, promovării print, grafică, și dar oricum și multe, multe alte lucruri în cadrul stagiunii estivale. Dana Ștefănoiu, coordonator, la fel, un om de comunicare, un om de organizare, o colegă nouă în echipa Teatrului de Stat Constanța, la fel o colegă nouă în echipa de organizare și comunicare, s-a ocupat foarte mult de online, de Facebook, Maria Ilaș, adică ești o mânuță, Maria, așa să te identifice lumea, ok? Suntem la cea de-a treia ediție, așa cum bine știți, prima ediție, de fapt cea din 2020, a fost în contextul pandemic Be Safe, Best Summer Art Fest, am stat toți cu măști, am stat distanțați, a fost primul an când am deschis Teatrul de Vară Soveșa, atunci am început să dăm drumul la lucruri și am început să meargă din ce în ce mai bine evenimentele estivale. 2021, după cum știți, nu s-a întâmplat nimic în anul acela, diverse motive, dar am revenit în anul 2022 cu prima ediție a festivalului rebranduit SIS, Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului. Anul acesta, multe teatre, multe proiecte, multe spectacole, teatre din Iași, Sibiu, București, Timișoara, Galați, Oradea, Brăila, Târgu Mureș, Craiova, Petroșani, Ploiești, Miercurea Ciuc și Chișinău. Asta vorbim doar de spectacole din... au mai venit voluntari, asta mă bucur foarte tare. În afară de spectacole din Spania, în afară de spectacole din Sea Street, vorbesc doar de cele din România și Moldova, practic România. Înseamnă foarte mult transporturi, repet, de peste tot din țară, transporturi și onorarii, 1.470.000. Cazările, care au însemnat toate, trupele, invitați, colaboratori, 700. Am pus orientativ, încă nu avem toate facturile finalizate, dar cred că acolo vor fi, în momentul ăsta suntem la 730, mai avem de primit niște facturi. De asta am estimat în plus. Cheltuielile de promovare prin mass media, 130.000 de lei. Partea de închiriere, scene, echipamente, sunet, lumini, 600.000. Închiriere, spații de joc la Casa de Cultură, nu, acolo lipsește un zero. Și nu glumesc, da, eu am greșit. Sunt 10.000 de lei pe spectacol și au fost 11 reprezentații. Deci 110.000. Îmi cer scuze, e o greșeală acolo, doar ca să știți. Lipsește un zero la Casa de Cultură. Tipăriturile, materiale de promovare, promoționale, tot ce a însemnat afișaj, tot ce a însemnat bannere, meșuri în toate locațiile, toate meșurile, tot ce a însemnat partea de promovare, 380.000, nu? Izabela, e corect? Sau nu le știi încă? Perfect. Nu le știi încă? În final, în momentul în care făcusem eu evaluarea în baza aceea, atâta era. Paza mă refer la ce e suplimentar față de contractele noastre de pază. Vor strict pe stagiunea estivală, a trebuit să suplimentăm paza, 110.000 de lei. Producție video, contractul de 70.000, care a însemnat absolut toată stagiunea, filme, două filme săptămânale, de ce urmează și ce a fost, trailere, tot ce a însemnat podcastul, toate clipurile, editare, toată partea de video din cadrul stagiunii estivale 70. Colaboratorii, care am însemnat foto, sunet, lumini, producție, tehnicieni, comunicare, social media, casierie, toți, inclusiv colegii de la Casa de Cultură, inclusiv absolut toate contractele pentru perioada stagiunii, 350.000. Cheltuieli administrative, materiale, producție, consumabile, 150.000. Am estimat UCMR ADA, este Uniunea Compozitorilor, cei care stă în drepturile pe utilizarea muzicii în spectacole. Bazându-ne pe ce a fost anul trecut, am estimat la 30.000. Încă nu știm când se va termina raportarea, facem o raportare către ei, sunt niște fișe care trebuie completate.